Autoritățile române continuă să evacueze pe românii din Niger din cauza degradării continue a situației interne din statul african. Alți cetățeni români continuă să rămână acolo ca parte a unor misiuni ale Uniunii Europene. Însă, între timp, Nigerul continuă să se rupă tot mai mult de comunitatea internațională, iar criza internă din țară se aprofundează. Încă un cetățean român a fost evacuat din Niger, de data aceasta cu un zbor spaniol care l-a dus la Madrid. El a fost evacuat la 2 zile după ce alți 4 români au fost scoși din statul african și duși la Paris. De la începutul crizei politico-militare din Republica Niger, au fost evacuați un număr de 5 cetățeni români, nemai existând la acest moment alte solicitări de asistență consulară, a transmis Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat. Alți 19 cetățeni români s-ar mai afla pe teritoriul Nigerului în 2 misiuni ale Uniunii Europene. Pentru Niger a fost emis un avertisment de călătorie, iar autoritățile române le recomandă cetățenilor români să-și transmită locația ambasadei din Algeria, astfel încât să poată fi contactați în caz de urgență. Evacuările au loc în condițiile în care situația internă din Niger continuă să se deterioreze din cauza loviturii de stat militare de săptămâna trecută, iar situația din Africa de Vest riscă să devină și mai instabilă pe parcursul zilelor următoare. Duminică expiră ultimatumul dat de Comunitatea Economică a Statelor Vest-Africane, prezidată de Nigeria, care a amenințat Nigerul cu intervenție militară în situația în care regimul militar nu îl repune în funcție pe președintele ales al Nigerului, Mohamed Bazoum. Răspunsul Nigerului a fost să se autoizoleze și mai mult regimul militar, retrăgându-și ambasadorii din Franța, Statele Unite, Nigeria și Togo.